Unboxing! Lasă-mi pe Diana să fac asta. Ce am făcut împreună? Deja va facem patch-uri dacă nu le putem și pune pe haine. Mașina de cusut. Mașina de cusut. Bineînțeles, tot de la decusut.ro le-am luat, dacă vreți link-uri în descriere spre tot ce vă trebuie despre cusut și brodat. Diana, zici tu, te rog frumos, de ce am ales mașina asta? Pentru că se numește Rachel. Rachel, dacă ai văzut Friends, știi. Dacă n-ai văzut Friends, de ce? Are mânier. Sunt cumva mai mici mașinile de cusut moderne decât alea vechi. Eu tot timpul mi-aduc aminte când eram mic și vedeam mașini, mi se păreau așa de mari. Și asta mi se pare așa de mici acum. Poate ți se păreau mari pentru că majoritatea erau și cu masa aia incorporată. Drept și aia? Nu știu nici ce este așa de greu, de aici e pedala. Ok. Da, bun, treaba e în felul următor. Mi-a trebuit o mașină de cusut cu care să coasem peticele. Și Diana să facă, ce ai zis că vrei să faci, o față de pernă, așa-i? Ei, glumim. Dar trebuie să învățăm să o coasem, pentru că are un milion de setări, care habar n-am care ce fac aici. Știi doar că cu asta se face bobina, pentru că are și mașina de brodat chestia asta. Și de aici se reglează pasul la... Zigzag. Da, la cusura zigzag și aici nu știu ce se reglează, tu știi? Da, perfect, bun. Dar o să căutăm tutoriale și o să aflăm. Aha. Și de aici tipul de cusătură. Bun. Habar n-am cum funcționează. Dar are ac deja, ceea ce e nice. Deci se coboară piciorușul. Hei, își pune și asta ața singură în ac. I love the future. Este pentru coaserea înapoi, din câte știu. Și asta e pentru carat. Nice, ha? Acum, pentru că am recomandat încă niște chestii și pentru broderie și, bineînțeles, și pentru mașina de cosut. Da, acolo ar trebui să fie sertar pentru accesorii. Tragem. Nu? Da? Mergem în față. Ah. Nu, sunt chestii. Chestiuțe! Na, ce tare! Na, bun. Are ace. Are peliuță. Aia de curățat scame și chestii. Nu, asta habar n-am ce ui. Nu e un picioruș special. Nu știu. Ziceți-mi voi ce e asta. Asta. O, asta știu cum se numește, dar nu știu cum se numește acum. Știu ce. Imbus. Așa. Da, e un imbus dubios. Lasă-mi ce e asta. Asta e capacul de la măsor. Aici pui bobina de ață și ăla-i capacul. O ține să nu plece bobina. Nu aș mai are aici chestii. Oh, știu ce e ăla mare. Ăla e pentru... Doamne, pentru butonieră. Ăla e piciorușul pentru butoniere. Cu ăla faci butonierele. Adică găurile de la nasturi. Ah, deci nu cu asta. M-am gândit cum are aici spațiul ăla, cumva. Mai acolo spațiu? Nu știu. Trebuie să-i uităm pe... Ai zis că știu pe instrucțiuni. Asta da. E îndatoria ta. Și asta o vezi tu. Bine! Da, nice. Fain, pare trofeu. E acolo forfeca? Nu. Trebuia să vină cu o forfeca asta. Poate aici. Hai să vină. Nu are nicio forfecuță aici. Era forfeca cadoul asta. Hai că vedem. Oh my god, încă un buzunar. Ah, acolo e pentru... Ce-a pus în interior. Aha. Bun. Da, bun. Good job. Furtie! Oh, asta, da, da. Asta știu ce ăsta. Deci, ăsta e gherghef mare cu prindere dublă și ăsta e gherghef foarte mic pentru șosete and stuff. Ăsta e de 6 pe 4 cm suprafața de print de cosere
Și asta e foarte mare, dar tot de 10 pe 10 o să rămână suprafața de brodare a imprimantei. Doamne, ia mașinii de brodat, dar are prindere dublă, are două prinderi, știi? Faci până într-o parte, o muți în cealaltă parte și continui. Și poți să faci broderii mai mari, așa. Nice! Trebuie să vă spun să folosești și astea. Da? Ce faci tu? Ne-am primit forfeca. Aici sunt ațele de cusut. Ok. Ață neagră și ață albă. 400 metri și 1000 de metri. Ok. Aici e spuma. Asta o să vă arăt la un moment dat despre ce e vorba, dar nu acum, că încă nu știu nicio cum se folosește. Să vedem, nu e aici cumva forfeca? Aici nu e. Ok. Nu fi uitat să o pună în espres. Câtă gherghefă. Ce micuț e gherghefă ăsta. S-a smol. După cum ziceam, de aici se reglează pasul. Și de aici nu știu exact ce se reglează. Sperăm că o să învățăm noi la un moment dat. Da. Prin noi, adică Diana. Să vedem pedala. E o pedală simplă. Na, și cam atâta. Și după ce învață, îmi explică și mie și după aia coasem împreună. Eu e data viitoare. Pa!